teatrului. Prima discuție a fost normală, a fost politică în ceea ce privește criza de securitate din regiune și am avut aplicat în direcția economică, unde am stabilit foarte clar să creăm un comitet într-o lună de zile, având și un termen foarte fix, și împreună cu domnii miniștri am avut în continuare întâlniri cu oamenii de afaceri. Am avut întâlniri cu Fondul Suveran din Qatar, unul dintre cele mai mari fonduri suverane din lume, și o întâlnire cu oamenii de afaceri industriași de această dată, și am prezentat toate oportunitățile de afaceri din România, dar și din Qatar pentru oamenii de afaceri din România. Urmează ca împreună cu Camera de Comerț să avem și o întâlnire aplicată și o echipă tehnică de lucru și vorbim de proiecte însumate de aproximativ 15 miliarde de euro, atât în industrie, cât și în infrastructură. Vă răspundem la orice întrebare, normal că zona de energie a fost cea mai solicitată, digitalizarea, infrastructura, portul Constanța și unde nu acoperim din fonduri europene sau din bugetul de stat, zona de agricultură, nevoia de îngrășăminte și după anul de 2026, și în zona de economie au fost discuții și în ceea ce privește turism. Vă rugăm, stăm la dispoziție pentru orice întrebare. Domnule premier, vă rog să spuneți cât de probabile sunt aceste proiecte și discute inclusiv despre investitorii arabi care să vină să modernizeze parunele și asume că doar 49 din acțiuni să fie terminate. Cât am putea să vedem că ajung primii bani în România? În primul rând, toate proiectele pe care împreună cu colegii mei le-am prezentat sunt toate proiecte mature, cu studii de fezabilitate încheiate. Mai sunt, cred că câteva luni mai durează la Ministerul Transporturilor ceea ce privește investițiile în portul Constanța, nu sunt finalizate studiile de fezabilitate. Restul sunt toate... Na. Nu am avut o discuție aplicată în ceea ce privește tarul. Eu cred că abordarea cea mai corectă, după ce decizia coaliției a fost ca domnul doctor Cristoiu să fie candidatul comun pentru Primăria Generală a Capitalei, este ca domnul doctor Cătălin Cristoiu să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Până în acest moment a fost problema de retragere? Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu domnul Cătălin Cristoiu de retragere. Am avut discuții în coaliție, cum și dumneavoastră aveți în redacție, privind anumite lucruri sesizate, e normal că am avut aceste discuții cu stafurile tehnice și cu oamenii politici din coaliție. Dar nu e un lucru anormal, e un lucru... N-am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat. Dar dacă această conferință nu oprește opinia? Haideți să ajungem. Primul pas este să țină această conferință și cred că nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. După ce iau în calcul că domnul Cătălin Cristoiu trebuie să iasă în spațiu public, în fața presei, fața dumneavoastră, și să explice toate aceste acuzații. Este unul dintre proiectele prezentate de către domnul ministru. Ați văzut că am făcut și o referire la conferința de presă cu premierul din Qatar în ceea ce privește Comanii Curajului. Aș vrea o precizare, dacă România ar putea să acorde facilități fiscale investitorilor care vin să dezvolte aceste proiecte.
Comanic, Comanic Brașov, din punctul meu de vedere și al Ministrului Transportului, nu se poate face decât prin parteneriat public-privat, un fond de investiții. Prin parteneriat public-privat nu se dau facilități. România are facilități fiscale și prin Ministerul de Finanțe, știți foarte bine, care se aprobă de către comisii. Avem și la Ministerul Agriculturii Investalim, avem și la Ministerul Economiei în ceea ce privește producția de materiale de construcții, avem și la Ministerul Finanțelor, deja a prezentat domnul ministru. Nu trebuie să mi se explice mie. Trebuie să se explice bucureștenilor toate aceste acuzații. Eu nu i-am cerut lămuriri domnului doctor Cristoiu, pentru că nu mie trebuie să-mi explice. Dânsul trebuie să explice, fiind candidatul coaliției, bucureștenilor în ceea ce privește aceste acuzații. Eu nu sunt, eu sunt premier și sunt copreședinte a unei coaliții împreună cu domnul Nicolae Ciucă. Nu sunt nici judecător, nici specialist de la anii. Dânsul trebuie să explice aceste lucruri. Cum, de exemplu, doamna Clotilde, am văzut că a explicat foarte greu. E corect că a luat bani de la primărie, în timp ce era primar. Cine? Domnul Cristoiu va ieși și va explica. Domnul Cristoiu nu este trimis în judecată. Domnul Cristoiu, nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penal. Ceva în ceea ce îl privește pe domnul Cristoiu. Cu adevărat, domnul Cristoiu trebuie să iasă să explice. Doamna Clotilde e trimisă în judecat. Domnul, cum îl chema? De la Voiculescu. E trimis, nu știu dacă e trimis în judecat, dar a început, e suspect. A început urmărirea penală. Dacă aceste explicații nu vor fi de azi, aveți un moment de față? Haideți întâi, ca domnul Cristoiu să vină să dea explicații. Nu riscăm nimic, fiindcă nu și-a depus încă candidatura. Până atunci, domnul Cristoiu trebuie să țină o conferință de presă, să lămurească toate aspectele. Eu nu sunt nici procuror, nici judecător, nici, nu știu cum se numesc cei de la ANI, inspector ANI. Nu sunt, sunt prim-ministru al României. Eu sunt om politic. Nu eu iau decizii în justiție și nu comentez o decizie a unui magistrat. Cu adevărat, ca și om politic, deoarece l-am desemnat pe domnul Cristoiu, este corect ca domnul Cristoiu să iasă în spațiu public să explice toate acuzațiile. Și dacă nu vă face acest test, dacă nu vă va asculta... Nu mă pune să răspund la întrebări prezumptive. Dacă nu va face, dacă nu se întâmplă. Vă repet, doamna Clotilde e demonstrat că a luat bani fiind primar, total ilegal, da? Încălcând legii. Momentan n-a demonstrat cineva despre domnul Cătălin Cristoiu că a luat vreun ban sau a încălcat legii. Bună ziua, domnul premier. Câteva întrebări legate de discuția avută de dumneavoastră cu omologul din Qatar. Ați făcut o referire la campionatul mondial de fotbal. Conform datelor pe care le am eu și probabil dumneavoastră să mi le confirmați, cea mai mare creștere a exporturilor României către Qatar a fost exact în perioada campionatului mondial. În 2023 s-a menținut nivelul ridicat, adică a fost o creștere de aproape 80%. Care este perspectiva dumneavoastră, calitate de premier și în zona guvernamentală, să ajungă? Există un anumit target ca în perioada următoare? În acest moment, conform statisticilor, avem o scădere a raportului comercial de aproape 8,63%. Dar am stat de vorbă cu domnul ambasador și mi s-a explicat că anumite importuri se fac și prin Abu Dhabi. Și că, pe real, raportul comercial este mult mai mare. Vom avea toate aceste statistici, din punctul meu de vedere, oricum este sub nivelul potențialului pe care îl au cele două state. Cam unde l-ați vedea potențial? Mult mai mare. Vorbim de miliarde.
Următoarea întrebare... Și avem două lucruri distincte. Odată investițiile directe pe care le-ar putea face oamenii de afaceri în România. Ați văzut că am avut investiții directe în luna ianuarie de aproape 600 de milioane, nu din Qatar, dacă ar fost și din Qatar, aceste investiții ar fost cu mult mai multe. Deci, și relația comercială. De aceea am avut aceste întâlniri diferite. Am avut cu fondul suveran, cunoaștem toți ce înseamnă un fond de investiții, am avut cu industriașii și am avut și cu oamenii de afaceri. Deci pe toate, pe ambele paliere. Ați făcut referire în începutul discursului dumneavoastră la zona de turism. Domnul ministru a avut o discuție pentru ca oficiile de turism catareze și românești să aibă un memorandum sau o colaborare de viitor? Sunt ferm convins că domnul ministru vă poate răspunde. Pentru că în momentul de față, din ce știu eu, nu există un memorandum sau o cooperare între oficii. Există potențial foarte mare pe zona de turism. Dacă ne referim la turiștii români care vizitează Doha și Qatarul, veți constata că am depășit perioada pandemiei. Astea sunt în jur de 7400 pe primul semestru. Au fost 19.000 anul trecut, în perioada pandemiei erau peste 16.000. Deci, din această perspectivă, este o dinamică. Pentru că am intrat în Schengenul aerian, Schengenul naval, sunt convins că va crește numărul de turiști catarezi în România, ceea ce avem nevoie pentru a crește acest turism. Avem nevoie de investiții, de hoteluri cu un anumit standard, 7 stele, da, un standard foarte ridicat. Așa cum sunt obișnuiți cei din zona Golfului să găsească, pentru a putea dezvolta toate celelalte forme de turism. Și lucrul acesta l-am discutat cu potențialii investitori în turism din Qatar. Sunt foarte deciși să vină foarte repede în România. Avem un termen de o lună de zile ferm pe care primul ministru l-a impus astăzi pentru această comisie mixtă să vină cu lista de proiecte. Domeniul este foarte variat. În discuțiile pe care le-am avut cu Asociația Oamenilor de Afaceri am plecat, dacă vreți, de la turism, la marile proiecte în toate domeniile de activitate unde sunt și ceilalți colegi, până la industrie, inclusiv industria farmaceutică. Sunt interese de a dezvolta astfel de colaborări în toate aceste domenii de activitate. Cei din reprezentanții industriei manufacturiere produc în Qatar, vor să exporte în România, i-am invitat să și investească în România. La fel doresc să fie prezenți într-un timp foarte scurt în marja acestei comisii mixte pe care o vom organiza foarte repede. Dorim să avem și forum economic cu posibilitatea ca reprezentanții mediului de afaceri din România să fie împreună cu reprezentanții mediului de afaceri din Qatar și cred că este cea mai bună și cea mai rapidă formulă astfel încât să identificăm oportunități de la investiții în turism până la investiții în industria farmaceutică, trecând prin toate domeniile de activitate ce vă puteți, la care vă puteți gândi dumneavoastră. Legat de investiții foarte mari în spatele dumneavoastră cu ministrul transporturilor, vom avea autostradă București-Brașov, ținând cont de discuțiile pe care le-a avut și... Bun, București-Ploiești există, da? Evident. Bun. Mergem puțin asta mai ca să luăm, cum zice un clasic în viață, pas cu pas lucrurile, da? Bun, hai să clarificăm un pic lucrurile. Astăzi s-a hotărât să se formeze acest grup de lucru care, pe parcursul următoarei luni, va trebui să strângă toate aceste proiecte de care am discutat fiecare dintre noi. Și aș face o precizare, cred eu, importantă. Aici nu vorbim de acte de caritate. Acești oameni care vin să investească, vin să facă bani în România. Noi dorim să vină să investească în România, ca la rândul nostru, companiile românești, dacă își găsesc partenerii la investitorii din Qatar, să facă la rândul lor bani sau să punem pe masă proiecte care să crească, să zicem, confortul cetățenilor. Că vorbim de infrastructură sau că vorbim de alte domenii. Da, s-au discutat punctual câteva dintre ele, dar în următoarea lună trebuie să prezentăm date. Că vorbim de ce spunea primul ministru mai devreme, și anume Comarnic-Brașov, sau că vorbim de portul Constanța, sau că vorbim de aeroportul din Timișoara, sau de alte lucrări de infrastructură,
aceste lucruri și aceste date în următoarea lună sunt strânse, prezentate, urmând ca pe modelul, dacă vreți, pe care s-a lucrat în ultimii 2 ani cu Emiratele Arabe Unite, fiindcă așa s-a început în urmă cu 2 ani, s-au strâns câteva proiecte pe transporturi, pe energie, pe digitalizare și așa mai departe, care parte dintre ele în acest moment sunt aproape de finalizare. În același mod se va lucra și cu cei din Qatar. Repet, nu vorbim de opere de caritate aici, ci de a se face anumite... Nu-i treaba mea, aici domnul Boluș cred că e cel care poate să facă lucrurile acelea. Știm că e extrem de reținut în a dea facilități fiscale. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră de fond, noi vorbim de niște investitori care pe baza unor studii de fezabilitate spun, da, merită să investim, de exemplu, în Tarom, că ați dat exemplu mai devreme, fiindcă dacă investim 300 de milioane de euro în următorii ani, dar omul își revine, vedem care este forma de colaborare pe investiția aceasta, astea sunt lucruri ulterioare. Deocamdată suntem în faza în care s-au enumerat niște proiecte, noi trebuie să transmitem în următoarea lună, cel puțin în domeniul pe care îl coordonez, proiectele despre care s-a discutat, proiecte care, parte dintre ele, poate să fie interesante pentru investitori, altele nu. Fiindcă, repet, e vorba despre a face profit. Nu e vorba despre a face caritate. Mulțumesc. Extinderea capacității portului Constanța e un proiect pe care noi îl avem, studiile de fezabilitate și menționam mai devreme primul ministru, legate de extinderea cu molul 3 și 4 la portul Constanța, sunt undeva valoarea, așa la o primă strigare, acum e peste 1 miliard de euro, undeva la 1 miliard 200, până într-un 1 miliard 200 de milioane. Asta vor însemna încă 17 dane noi, de adâncime mare, cu aproximativ 20 de milioane de tone tranzit anual. Interes există major, nu doar din partea investitorilor din Qatar, ci și din alte părți. Tocmai de aceea, în momentul în care vom finaliza acest studiu de fezabilitate, și spuneam că vom finaliza în perioada următoare, vom fi în stare să spunem, da, ăsta este drumul pe care mergem, de atâția bani avem nevoie de la dumneavoastră, mai avem bani și pe fonduri europene. Dar e business. Putem să ne ducem să punem totul sau să spunem totul pe tarab acum, punctele tari sau punctele slabe ale companiilor pe care le avem noi în coordonare. E vorba de a câștiga cât mai mult și statul român de a câștiga cât mai mult. Și aici va trebui adoptată o strategie la nivel de guvern. Mulțumesc. Vă rog. N-am discutat de Tarom, v-a spus domnul prim-ministru. Hai să vă răspund, dacă aș putea, într-o formă indirectă. Una din companiile de top din Europa este Swissair. Da? Știți cine e acționar la Swissair? Lufthansa. Și Swissair-ul e una așa din companiile de top. Pe noi ce ne interesează în acest moment la Tarom este să scoatem Taromul din această zonă nu prea fericită, ba chiar nefericită economic vorbind, care la rândul ei are efecte în calitatea serviciilor, pe care noi vrem să le îmbunătățim în perioada următoare. Statul nu poate să vină cu un ajutor de stat, după cum bine știți, fiindcă ceilalți jucători din piață ar reclama imediat conform legilor concurenței. Și atunci trebuie să găsești forme în a ieși din acest cerc vicios. Una din aceste forme este de a găsi investitori care să vină
să investească în tot ceea ce înseamnă aeronave noi, servicii mai bune și căutăm acest lucru. N-am de ce să mă ascund și sper să și găsim. Pentru că altfel, sigur, luna aceasta comisia probabil ne va transmite acordul, fiindcă e pe circuit, probabil pe finalul lunii aprilie se va primi acordul pentru ajutorul de la Comisia Europeană, de care se vorbește de aproape 2 ani de zile. 3 ani de zile, chiar. Dar e un pas. Dar omul are nevoie de mai mult pentru a se înscrie pe un trend ascendent. Și da, nu mă ascund. Repet, căutăm soluții în a îmbunătăți serviciile Talon. Repet, e vorba de business. Și de a obține cele mai bune condiții și pentru Talon, dar în primul rând pentru cetățeni. În trecut au fost cu cei de la, cel puțin eu am avut cu Emirates. Mulțumesc. Ați avut început. N-am spus, am spus, câștigă mai bine decât în România. Da. Dar știți, în Qatar nu există niciun impozit pe salarizare, dar nu ai nici perspectiva unei pensii, nici asigurări de sănătate. Deci există și bune și rele când te aventurezi într-o... Cu adevărat, cu expertiza pe care au câștigat-o aici și am întâlnit și eu și dumneavoastră, români, în toate domeniile, și în energie, și în transporturi, îmi doresc să vină în România. În anumite domenii, în zonele de energie, și sunt foarte convins că domnul ministru poate detalia, se câștigă la fel de bine și în România. Avem un proiect de la 1 iunie, să fie salariul minim de 3.700 de lei, din câte știu eu. Știți că decizia se ia împreună cu partenerii sociali, atât cu patronate, cât și cu sindicate. Mulțumim! Cred că lucrurile merg înspre bine. Tocmai a trecut emoția crizei de securitate din Ucraina și lucrurile s-au stabilizat. Vedem că, cu toate că au fost semnale puternice de o criză majoră în Orient, lucrurile sunt ținute într-o oarecare balanță, într-un oarecare echilibru. Și sperăm să continue așa. Mulțumim mult! Da, pentru domnul Burduja, da, stăm pentru domnul Burduja, stăm. Apreciez. Aveam emoții că dăm cum întrebați de București. M-am liniștit. O ce? Aveți de ce să pentru Qatar, domeniul energetic este cel mai important sector al economiei și, așa cum știți, ei sunt cel mai mare exportator de gaz natural lichefiat. În sectorul energiei verzi fac progrese și doresc să crească capacitatea de producție. Vorbim astăzi de un procent foarte mic, cred că e sub 5% din tot ceea ce produc este energie verde, dar au planuri ambițioase. Și provocarea noastră a fost să vină și spre piața românească, unde sunt niște deschideri foarte importante. Pe de o parte, pentru că avem potențial și solar și eolian foarte mare pentru regiunea noastră, iar Marea Neagră e de 76 de gigawați pe datele Băncii Mondiale. Pe de altă parte, pentru că avem instrumente financiare prin care să stimulăm aceste investiții, atât pe zona de cheltuieli de capital, deci investiția inițială, din Fondul pentru Modernizare, iată, deschidem în 25 aprilie două apeluri de 815 milioane euro, cât și pe zona de cheltuieli operaționale prin schema contractelor pentru diferență. Acea schemă de 3 miliarde de euro, finanțată tot din Fondul pentru Modernizare, premieră românească, unde ei pot să vină cu predictibilitatea 15 ani de zile în care au un preț setat pentru vânzarea energiei electrice. Sunt interesați
și vom continua aceste discuții la nivelul grupului de lucru. Perimetrele se vor determina de către Ministerul Energiei în baza unui studiu, așa spune legea trecută de Parlament săptămâna trecută, în baza unui studiu care se finalizează la mijloc de 2025. Dar până atunci noi avem să punem pe masă datele Băncii Mondiale, potențialul României și ceea ce poate însemna, de fapt, potențialul eolian pentru Marea Neagră. Da, sunt destule firme interesate, și inclusiv din Europa, din zona de nord a Europei, firme specializate în parcuri eoliene offshore. Cu siguranță, asta prevede proiectul de lege și nivelul redevenței se va stabili transparent, competitiv, până în 2025, până când terminăm la nivelul Ministerului acel studiu. Mulțumesc! Mulțumesc că discutăm despre București, apreciez. V-am spus și aseară, în momentul acesta, domnul Cârstoi este candidatul desemnat de Alianță. Este corect să mergem înainte cu încredere cu domnul Cârstoi și așa cum am ajuns să-l cunosc în ultimele săptămâni, dânsul e un om direct, sunt convins că va răspunde tuturor întrebărilor. Veți avea ocazia, poate nu dumneavoastră că sunteți aici, dar colegii din presă, să-l întrebați tot ce considerați de cuvință zilele acestea. N-am urmărit astăzi pentru că mă concentrez pe ce se întâmplă aici în Qatar. Dar, încă o dată, e un subiect pe care domnul Cârstoiu, așa cum a spus și domnul prim-ministru Ciolacu, îl va lămuri cu siguranță. Mulțumim!